Salutare la toată lumea! Astăzi vreau să vorbim despre gripa spaniolă. Cum a început, prin ce s-a caracterizat și ce a fost atât de special de încă vorbim la 100 de ani după ce a trecut despre ea. În primul rând trebuie să știm că gripa spaniolă a început cam atunci când s-a terminat primul război mondial, adică prin 1918 și a durat până prin decembrie 1920. Primul război mondial, care s-a încheiat, cum spuneam, în 1918 și a durat 4 ani pentru cei care ați făcut prea de mult istoria ca să vă mai aduceți aminte. Primul război mondial, cum spuneam, a ucis în jur de 17 milioane de persoane. Spre deosebire, gripa spaniolă a ucis, depinde de unde citești, din ce surse ții informația, între 100 și 130 de milioane de oameni într-un timp pe jumătate de cât a durat războiul, adică în numai 2 ani de zile. Prima fază a gripei spaniole a fost una, să zicem, obișnuită. O gripă nimic special, o gripă care a pus multe persoane în dificultate, mulți au ajuns la pat, așa cum se întâmplă cu gripa, majoritatea dintre noi știm. Însă de decedat numai foarte puțin, adică oameni foarte în vârstă și câțiva copii. Însă, curând a urmat al doilea val. Și aici povestea devine foarte interesantă și tragică. Al doilea val a fost valul care a suferit o mutație și în loc să răpună pe cei cu sistem imunitar mai slab, pe cei mai în vârstă, pe cei cu comorbidități, că tot am auzit de comorbidități în ultima vreme, i-a lovit din plin pe cei care erau cei mai sănătoși și care stăteau cel mai bine pe picioarele lor. Majoritatea covârșitoare a victimelor celui de-al doilea val de gripă spaniolă a fost undeva între 20 și 40 de ani. Toate victimele au fost până în 65 de ani. În locul obișnuitei afecțiuni respiratorii, când omul murea și moare din cauza fluidelor care se acumulează în plămânii lui, al doilea val de gripă spaniolă a avut o cu totul altă turnură. A apărut pe lângă fluidele din interiorul organismului, au apărut hemoragii masive și nu numai la nivelul plămânilor, la nivelul căilor respiratorii, ci s-au extins hemoragiile și la nivelul stomacului, al tractului digestiv, la nivelul creierului și în general în orice zonă care conținea membrane mucoase. Întâi virusul distrugea celulele epiteliale ale mucoasei, apoi vasele de sânge care le alimentau efectiv explodau. Erau, pe lângă hemoragiile deja amintite, erau des întâlnite hemoragii la nivelul pielii, pur și simplu. Pielea se învinețea, vasele de sânge se spărgeau în masă. La nivelul urechilor, de asemenea, hemoragii nazale și cu toate încercările disperate ale medicilor de a face ceva, de a opri hemoragiile, nu s-a putut reuși nicicum. Totul nu din cauza gripei în sine, ci din cauza propriului organism al victimelor. Din cauza ceea ce se numește în medicină furtunile de citochine. Ce sunt citochinele? Pe scurt, citochinele sunt parte din sistemul imunitar de bază al ființei umane. Putem să le spunem, dacă vreți, molecule inflamatoare, pentru că ele sunt create într-un număr foarte mare în momentul în care în corp este depistată o bacterie sau un virus cu potențial de a ne face rău. De aceea, atunci când vă tăiați, cu cât rana, zgârietura, tăietura este mai adâncă, mai profundă, vedeți în jurul ei că se formează o zonă roșie și foarte sensibilă la atingere. E, aceea este reacția organismului, a citochinelor, care se adună în locul acela și creează un mediu foarte ostil pentru orice bacterie și orice virus, astfel încât să facă infecția să nu se răspândească și să facă orice virus și orice bacterie care sunt acolo în tăietura respectivă să moară. Asta fac citochinele. Ei bine, în cazul gripei spaniole, furtuna de citochine care avea menirea să apere organismul de virus n-a fost o furtună de citochine obișnuite, ci una de peste 100 de ori mai mare decât în mod obișnuit. Și asta a făcut ca cei care în mod
paradoxal, dacă vreți, cei care aveau sistemul imunitar cel mai puternic, cel care putea să producă cel mai mare răspuns, cel mai puternic răspuns imunitar la boală, aceia să fie cei mai afectați. De aceea, cum spuneam, valul 2 a ucis pe cei mai sănătoși, între 20 și 40 de ani, majoritatea dintre ei. Pentru a înțelege peisajul de atunci, gândiți-vă că într-o lume care își bandaja rănile după primul război mondial, peste o treime din populație a ajuns să fie țintuită la pat de gripa spaniolă. Peste 500 de milioane de oameni. În anumite zone de pe glob, peste jumătate din populație era în casă la pat din cauza gripei. Spre exemplu, în insulele din Samoa, 90% din populație a fost lovită, vorba unui profesor de-al meu, concomitent, simultan și în același timp. Dintre aceștia, 30% dintre bărbați au decedat, 22% dintre femei și 10% dintre copii. Cum spuneam, o treime din populația globului s-a îmbolnăvit de gripa spaniolă. Iar o persoană din 5 care au fost infectate a decedat. Cu alte cuvinte, în jur de 5%, 6% din populația globului a murit de gripa spaniolă. Aici, ca o paranteză, probabil ați mai auzit și în alte materiale, dar pentru cei care nu au auzit, trebuie să o spun. De ce zice gripa spaniolă? N-are nicio legătură cu niște rădăcini spaniole ale ei. Nu. Și zice gripa spaniolă, deși a pornit de la niște baze militare americane, lumea aflată în conflagrația mondială, toate părțile beligerante, adică părțile aflate în război, au trecut sub tăcere această problemă, aceste ravage făcute de virus. De ce? Pentru că dacă ar fi făcut mare tam-tam și s-ar fi știut despre ele, gândiți-vă cât de mult ar fi vrut soldații să mai înainteze cu frontul, să treacă prin localități unde populația era lovită de un virus atât de contagios, să mai treacă pe frontul unde cadavrele erau potențial infectate de virus. Așa că pentru a putea continua războiul, toți cei implicați în război au trecut sub tăcere existența acestui virus. Însă Spania, pentru că nu era în război, a avut o presă liberă care și-a permis, știți cum presa mereu încearcă să vină la cald, cu noi informații de interes mondial, ce s-a mai întâmplat acolo, ce s-a întâmplat dincolo, să facă valuri, să aibă audiență, să aibă cititori. Ei, presa din Spania a fost prima care a relatat în mod deschis, public, despre această problemă. De acolo s-a aflat la nivel mondial pentru prima dată despre existența acestui virus ucigaș. De aceea îi poartă numele gripa spaniolă, fără nicio legătură în sine cu vreo origine din Spania. Întorcându-ne la povestea gripei noastre, în primele 6 luni, peste 25 de milioane de oameni au decedat. Puțini erau cei care erau pe picioarele lor sănătoși și apți să-i ajute pe cei bolnavi, pentru că primii loviți au fost medicii și asistentele. Lor le-au urmat cei de la pompe funebre. Gândiți-vă, toate spitalele, toate amfiteatrele, toate sălile de sport, școlile, erau pline de oameni afectați de gripă. Sângele era peste tot, pe jos, pe pardosel, pe dușumele, și sânge de la mii și mii de oameni se amesteca pe acolo. În curând au apărut excavatoarele care funcționau cu abur și au început să sape gropi identice, uriașe, în care să fie aruncate miile și miile de cadavre care se strângeau în fiecare zi. Camioanele încărcate de muncitori care purtau măști pe față erau unul după altul, zi și noapte, în mișcare către gropile comune. Sistemul medical era paralizat, lumea era copleșită. Nici măcar ciuma neagră în decurs de un secol n-a ucis atât de mulți oameni și nicio boală în istoria înregistrată a Pământului n-a făcut ravagii atât de mari într-un timp atât de scurt. Într-un singur loc de pe întregul Pământ nu s-a înregistrat niciun caz de gripă spaniolă. Pe niște insule din largul coastei Braziliei, insula Marajo. Niciun caz. Și așa cum a venit gripa brusc și pe neașteptate, tot la fel a și dispărut. Undeva între noiembrie și decembrie 1920, gripa a dispărut fără niciun motiv, sau cel puțin nu unul cunoscut. În ultima vreme s-au tot încercat să se vadă mecanismele ei, de ce a apărut și de ce a dispărut atât de brusc.
Încă nu se știe, însă câțiva pași s-au făcut. Și aș vrea să punctăm câteva lucruri despre evoluția acestei boli cumplite și devastatoare. În primul rând, au fost două evenimente care, dacă vreți, puse împreună, au sinergizat la apariția și la răspândirea acestui virus gripal nemaipomenit. În primul rând, undeva prin 1913, de la gripa, de la virusul gripal obișnuit, a apărut o tulpină nouă. O tulpină provenită de la fermele de păsări și această tulpină, până în 1915, deja se divizase în două, ajungând să afecteze de la păsări inițial, să afecteze oamenii și porcii. Ăsta a fost, să zicem, primul element care a contribuit la dezvoltarea gripei spaniole. Al doilea eveniment, în paralel cu acesta, a fost izbucnirea primei conflagrații mondiale. E bine, gândiți-vă, când te îmbolnăvești de gripă, ce faci? Păi stai acasă, ți-ai liber de la școală, de la servici, de oriunde și stai acasă, zaci, stai la pat. În schimb, pentru cei care erau pe front și luptau, lucrul acesta era imposibil. Așa că mii, zeci de mii, sute de mii de soldați au cărat cu ei virusul de pe un front pe altul, dintr-o țară într-alta, ducându-l peste tot pe glob. Apoi, undeva între 1915 și 1917, o altă mutație, o altă tulpină de gripă face ca, așa cum spuneam și la începutul materialului, tocmai aceia care erau cei mai sănătoși, cei mai vânjoși, tinerii în general care erau în război, în toate puterile, floarea omenirii, să fie cei mai loviți și cei mai afectați de gripă, din cauza, așa cum vă spuneam, nu a gripei în sine, ci a răspunsului foarte puternic al sistemului imunitar. Apoi, în 1918, când în mod oficial această gripă a debutat la nivel mondial, a devenit o pandemie recunoscută, se termină războiul. Și asta a fost cea care a fost o rampă de lansare pentru gripă. Pentru că soldații aceia mulți, înghesuiți pe vapoare, nu exista pe atunci transport aerian, călătorind împreună cei infectați cu cei neinfectați, timp de multe zile pe apă, până ajungeau la porturile de destinație, răspândeau virusul, apoi, odată ajunși în porturile de destinație, debarcau, se urcau în trenuri, în autobuze și mergeau sute de kilometri până acasă la ei, ore întregi în mijloacele de transport în comun. Virusul se răspândea și în momentul în care oamenii sănătoși se dădeau jos, fiecare pe la destinațiile lor, erau deja infectați de virus și îl duceau în comunitățile locale. La un moment dat, autoritățile se alertează, își dau seama, se prind de ce se întâmplă și au băgat în carantină vapoarele cu soldații care veneau. Le țineau în largul mării până când orice semnal de virus ar fi dispărut de pe vase. Însă era prea târziu. Deja mare parte dintre soldați debarcaseră, ajunseseră la casele lor, în țările lor, în orașele, în satele lor, cu virus cu tot. Ei bine, au trecut de atunci 100 de ani. Însă, la nivel medical, dincolo de propagandă, dincolo de tot ce ni se spune, vorbind pe cifrele reale, în mod serios, pe ceea ce știm, pe ceea ce cunoaștem și ne spun cifrele, datele exacte, medicina nu a făcut progrese prea mari. Odată, orice produs farmaceutic antigripal are un efect sau ne este de un ajutor foarte limitat. 2. Vaccinurile. Un vaccin, în primul rând, necesită timp pentru a fi dezvoltat. În al doilea rând, vaccinul, mai ales, și aici vreau să fim foarte atenți, mai ales în cazul unui virus de tip virus gripal,
care este un virus ARN. Virusul ARN este un virus care se modifică. Nu poți să faci un vaccin gripal pentru virusul de azi, ai luat probe în laborator și ai făcut un vaccin care să-l contracareze și să fie vaccinul ăsta valabil pentru totdeauna. Nu! La prima mutație a virusului, peste 2 săptămâni când a suferit mutație, peste o lună, peste 2 luni, deja vaccinul tău și-a pierdut din eficiență. La următoarea mutație, următoarea tulpină, vaccinul tău a scăzut eficiența și mai mult. A trebuit un nou vaccin pentru tulpina următoare. Așa că vaccinul trebuie făcut pentru tulpina respectivă pentru care este administrat. Altfel e ineficient. Deși Cezarul nostru ne-a asigurat că la noi s-au achiziționat 120 de milioane de doze de vaccin. Nici nu contează prețul, nu-l știm încă. O să plătim oricât, ne permitem. 120 de milioane pe care să le avem și la anul. Așa am primit asigurări. Deși până la anul o să se mai modifice de câteva ori virusul actual, o să apară cu tot o altă tulpină, cine știe la ce literă alfabetului ajungem până atunci. Și oricum vaccinul nu este nici pentru varianta Delta, care este acum răspândită, ci este pentru varianta inițială, cea de acum câteva luni. Dar la noi o să se administreze și peste un an. Ce contează că e ineficient? Nu contează, să fim vaccinați, să dăm bine în statistici, să arătăm că ne-am făcut datoria, pentru că așa ne cer cei de sus. Și dacă cumva din cele 120 de milioane de doze achiziționate de Cezarul nostru mai rămâne ceva, deși la populația României mă îndoiesc să mai rămână ceva din 120 de milioane de doze, dar dacă mai rămâne ceva cumva, pentru că la noi economia duduie, totul merge bine, stăm pe cai mari, ni s-a promis că o să donăm și la cei care sunt mai defavorizați decât noi, cei care nu-și permit, cei care sunt mai jos, le donăm și lor din excedentul nostru de doze de vaccin, nu ca săracii elvețieni care au vândut Iranului excedentul de doze de vaccin achiziționate prin 2009 cu acea poveste cu gripa porcină. Ce să faci? Când economia duduie, când totul merge bine, ar fi urât din partea noastră să nu ajutăm și pe alții. Trăim într-o țară îmbelșugată, cu o economie puternică, prosperă și asta vă doresc fiecare dintre dumneavoastră. Toate bune până data viitoare!